În conferința de presă săptămânală a clubului CS Mioveni, antrenorul Marian Pan a declarat că jocul cu Steaua a fost dat uitării. Pană consideră că CS Mioveni poate obține un rezultat favorabil în partida de luni cu Astra. Eu cred că am trecut împreună cu băieții foarte rapid peste ce a fost în meciul cu Steaua. Am stat de vorbă și o să mai stăm. Mergem încrezători la Ploiești. Încercăm să ne facem joc obișnuit. Dar le-am spus băieților că nu este suficient să facem decât un joc bun, trebuie să acumulăm și puncte. Pentru noi orice etapă trece și nu acumulăm, deja se simte. Eu am încredere în băieți, îi simt bine în antrenamente și o să vedeți cu siguranță CS Mioveni va da totul pe teren ca să câștige acest joc. Marian Pană consideră că nu e neapărat o problemă dacă echipele care se luptă în zona fierbinte a clasamentului s-au impus etapa trecută. Portuși, chiar ne-a jucat cu Steaua și cu... Au luat puncte, problema lor, noi avem problema noastră. Da, am spus că ne dorim să câștigăm și noi. Nu că au câștigat și ei, că trebuie să câștigăm și noi. Noi trebuie să câștigăm pentru noi. Partida dintre Astra și CS Mioveni se joacă luni seara de la ora 21:30 în cadrul etapei cu numărul 20 a diviziei A la fotbal.